credință. Dintre multe stări pe care le cunoaștem cu putință, una parte mai frumoasă, e trăirea prin credință. Multe stări trăiesc mulți oameni, multe le-am trăit și eu. Însă cea mai fără seamă e necredința în Dumnezeu. Mulți asprețuiesc credința. Ce zâmbim prin viață trec, fiindcă e unica sub soare care n-a trăit greșel. Și vorbind de această stare, mi se sară pe pământ, să rugăm pe Domnul slavii, să ne dea prin Duhul Sfânt, aleluia! Nu știm cât și până unde, ni se cere să urcăm, însă am vrea uniți în Duhul, toți spre cer să ne înălțăm, aleluia! Să unim credința noastră cu piorul Sfânt de sus, pune un pil de legătură între noi și între Iisus. Ni s-a spus de multă vreme, pentru cei ce au credință, viața e un salt pe cerul și un triumf de biruință. Aleluia! Ni s-a spus de Salvatorul și ce a spus? N-a spus povești. El a spus că prin credință poți orice să dobândești. Poți, cât nu râvnești o slavă, pentru fire, pentru eu. Poți orice în neprihănire, poți orice în Dumnezeu. Însă n-ai să-i poți vreodată de o izbândă să vorbești câtă vreme ești o pradă eului ce vă crutești. Câtă vreme însă firea concurează la tribună, nu uita, tu ești creștinul numai pentru vreme bună. Aș vrea să le vorbesc acum celor ce gândesc curat, căci aici este locul unui apostol Iisus chemat. Sunt și azi atâtea cazuri, stări durute, lacrimi grele, doritori ai mântuirii care vor o mângâiere. E nevoie azi de un Petru care urcă spre Sion, e nevoie ca să treacă un Iisus prin Nerion, aleluia! E nevoie azi Betesda ca să fie vizitată, e nevoie iarăși apa ca să fie tulburată. Amen. E nevoie că Iisus s-a înălțat din nou la ceruri și vine la credința tuturor celor ce o cer. Vine dacă ai credință, puterea Lui cea mare. Vine ca și la Betesda, și aici în adunare, aleluia! Vine numai dacă vede că Iisus, că e chemat cu mare foc. Vine dacă ai credință și te vindecă pe loc, aleluia! Dacă n-ai avut prilejul să te arunci în scăldătoare, ai prilejul să te vindeți chiar aici, în adunare. Amin. Sunt dovezi atât de multe care țin din darul sus. Nor de martor strigă astăzi că le-a vindecat Iisus, aleluia! Nu mai stai în necredință, în torturi, cât vrei să stai, chinuind de mor cumplite când un Dumnezeu tu ai. O, credință, forță vie, strigă tu cu glasul tău, să înțeleagă fiecare cine este Dumnezeu. Mișcă-i tu pe toți din loc, scoate-i și din labirinți, fă să știe că e vremea Sfintelor păcătuinți. Umple tu și Sionul cu piorul dumnezeiești, fă să li se aprindă porța tuturor ce te doresc. Pune îngerul la ușă cu o sabie de foc. Nu lăsa nelegiuirea să pătrund în acest loc. Nu lăsa ca formalismul să-ți întunece lucrarea, ci ridică-te, stăpâne, cercetează adunarea. Aleluia! Am dorit și dorul nostru, leagă-ne pe toți de cer, să fim o comoară sfântă, un tezaur, un mister. Doamne, nu știm câtă vreme pe pământ vom mai trăi, însă știm că glia asta nimeni nu vom moșteni. Nu știm cât vom fi aici, nu știm cât vom fi în cap, însă am vrea ca truda noastră să nu fie în zadar. Am dorit ca în ziua sfântă, la măreața întâlnire, când vom apărea în slavă cu semnalul de trezire, să fim toți în haine albe, să fim toți în așteptare, încât să putem începe mult dorita sărbătoare. Până atunci, ai bine, Doamne, dă-ne multă biruință și în marea noastră luptă dăruiește-ne credință. Amin. Amin.